situația de acum două zile. Implementat în luna aprilie 2014, proiectul Formarea Profesională Continuă, un pas spre reintegrarea pe piața muncii, și-a atins obiectivele. Beneficiarul proiectului este o firmă de consultanță din București și a avut ca parteneri pe Fundația Democrația Giurgiu și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care s-au întâlnit astăzi în conferința finală a proiectului. Aici vedeți niște numere seci, sunt niște indicatori. Ceea ce a fost în spatele realizării acestor indicatori a fost într-adevăr o muncă de echipă. Pentru mine, recunosc că a fost prima dată când am participat la un proiect în calitate de coordonator. Am fost expert? Bun. Din câte știu, nici Fundația Democrația nu avea o experiență, poate greșesc, dar parcă așa am înțeles, deosebită în implementarea proiectelor. Cu atât mai mult pot să spun că sunt mândră că acest proiect a fost realizat. Fundația s-a ocupat și a selectat o țintă pentru Mihai Lești, o grupă de peisagist plovicultor, o grupă de lucrători în comerț la Prundu, o grupă de competențe informatice și respectiv competențe antreprenoriale la Noinacu, competențe informatice la Gostinu, competențe informatice la Situ și, bineînțeles, la celelalte cursuri, persoane recrutate de către fundație. În cadrul proiectului, aproape 600 de persoane au participat la cursuri de formare profesională și peste 600 au beneficiat de servicii de informare și consiliere. De asemenea, peste 80 de cursanți au fost angajați în perioada proiectului, număr care a depășit obiectivul de 74 de persoane angajate. Pot spune că proiectul și-a atins indicatorii și obiectivele și, în afară de faptul că au fost cuprinși în programe de formare, au fost angajați 84 de participanți la programele integrate desfășurate în cadrul proiectului. Era cuprins ca și indicator încadrarea unui număr de 74 de persoane, dar până urmează să fie monitorizat și în continuare acest indicator și să fie verificate persoanele care s-au încadrat. În cadrul proiectului au fost organizate cursuri de competențe antreprenoriale și informatice, agent comercial, confecționer, asamblor, articole din textile, frizer, lucrător în comerț, patiser și peisagist, floricultor. De asemenea, am mai avut grupele de patiser și de confecționer, asamblor, articole din textile. Ele au fost derulate la fel prin furnizor de formare profesională Nova Fostul și organizat de lectori. Sece nu va fost RL și a fost organizat și la fel făcut frumos, foarte frumos organizat de către lectorii care au predat și de asemenea au fost prezentate multe impresii pozitive ale cursanților. La absolvirea cursurilor, persoanele au beneficiat de o subvenție între 300 și 3500 de lei, în funcție de tipul cursului absolvit. Ca alte activități ale proiectului, au fost organizate workshop-uri și seminarii, în cadrul cărora participanții au fost motivați și instruiți în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă.